În perioada 22-26 iunie se vor efectua tratamente de combatere a căpușelor și a țânțarilor, atât avio cât și terestru, pe raza municipiului Călăraș. Tratamentul avio se va efectua în intervalul orar 6:30-11, iar cel terestru între orele 22-4 dimineața, în funcție de condițiile meteorologice, fiind posibilă prelungirea perioadei. Substanțele active ale produselor utilizate sunt omologate de Comisia Națională pentru Produse Biocide. Tratamentele se vor desfășura în condiții corespunzătoare pe raza municipiului Călăraș, respectând prevederile legale de protecție a mediului, a sănătății și a securității populației.